Cristina Grigincu e numele meu, sunt de la Caravelo. Caravelo e o firmă în froage de pruncie, ca să zic așa. Are 5 rulote, autorulote de fapt, care au venit în urmă cu 2 săptămâni. A pornit ideea din pasiune, strict din pasiune. Dar n-a fost nevoie de prea mult timp ca să ne convingem. Prima experiență de închiriere a noastră a fost în urmă cu mai puțin de 2 luni de zile și ne-a plăcut atât de tare încât am zis că trebuie să facem ceva, să le avem pe ale noastre, să le avem disponibile atunci când ne dorim noi. Avem cu totul o altă meserie la bază și activăm în domenii cu totul diferite. Dar și timpul nu ne prea permite să ne planificăm vacanțele așa cum ne-am dori sau cum piața de autorulote cam obligă, să zic așa. Nu putem să ne plănuim cu 2, 3, 4 luni înainte doar ca să ne asigurăm că avem o autorulotă. Și am zis, cum să facem asta? Hai să le avem pe ale noastre. Și asta am făcut în 2 luni de zile. Deja avem o flotă de 5 mașini noi și ne-am apucat să facem oamenii fericiți. Am închiriat în urmă cu 2 luni, spuneam, prima dată, de la niște colegi de brazlă deja. Am închiriat pentru un weekend, gândindu-ne că trebuie să începem de la o perioadă mai scurtă, neștiind cam care sunt condițiile de fapt, gândindu-ne sincer că dacă ceva nu ne convine la nivel de confort și condiții, să avem varianta de pensiune imediat accesibilă. Și am fost în Poiana Brașov, am găsit un loc destul de bun pentru noi, ca să zic așa, de parcare, fiind iarnă, ianuarie, am nimerit de fapt undeva fix la baza pârtie. A fost o experiență extraordinar de frumoasă, de unde ne era teamă că există posibilitatea să înghețăm de frig. Din contră, în prima noapte ne-am trezit de cald să dăm căldura mai încet. Ne-a plăcut extraordinar de tare, am stat doar 2 zile și am fost cu zâmbetul pe buze de la început până la sfârșit. A fost prima experiență, prima plăcere, prima bucurie, ca să zic așa. Și ne dorim să simtă și alții ce am simțit și noi, tocmai asta că ne dorim cumva să oferim autonomie, nu neapărat să poată să plece oamenii în afara campingurilor, pe cât posibil. Ceea ce am făcut și noi și ne-a adus bucuria supremă de ne-a convins să le și achiziționăm. Am apelat la o firmă de leasing, toate cele 5 sunt achiziționate în leasing în momentul de față. Pe o firmă care le deține, să zic așa, cu un istoric. Firma Caravelo este nouă și ea și va face partea de închiriere către publicul larg. Cred că știți o poveste deja de m-ați întrebat treaba asta, dar primul gând a fost Vengabundo. Și ne-a plăcut atât de tare, ni s-a părut atât de vesel și după aceea am aflat de vengabond.eu și am zis că nu putem să facem chiar așa, nu ne dorim să ne facem reclamă pe spatele cuiva care a muncit. Și atunci am vrut să găsim ceva la fel de vesel, la fel de, nu știu, nouă, partea cu autorulotele ne inspiră bucuria de a trăi, de a fi liber, de poftă de viață și așa mai departe. Și am vrut să exprim tot așa, de caravană, de plecat, de mers, de așa mai departe și ni s-a părut cumva că ne merge acolo, e destul de vesel sau cel puțin așa credem noi. Cred că și partea de logo, culorile, tot așa exprimă bucuria asta noastră pe care ne-o produce și pe care vrem să o producem mai departe și oamenilor.